Sigur că până la urmă, mâțul PSD-ist tot trebuia rupt. Și nu mă refer aici la Victor Ponta. PSD nu e partid de stânga, fraților, ca să explic și chestia asta pe înțelesul tuturor. Mă rog, pe înțelesul tuturor celor care vor să înțeleagă. Pentru că îngrijorător de mulți oameni, nu doar că nu știu nimic despre nimic, dar trăiesc cu certitudinea că știu tot. PSD, dragii mei, este ultraconservator. PSD e creștin-ortodox. PSD e mega-familist. PSD are grijă să nu fie impozitate dividendele prea mult. PSD a scos sau a scăzut taxe cât n-a făcut Partidul Național Liberal în toată istoria lui. Deci PSD nu e partid de stânga, nici măcar de centru-stânga. PSD e un partid de centru-dreapta, cum sunt toate pe la noi. De unde aparența asta de social-democrație, măcar? Din faptul că PSD dădea. Din faptul că PSD mărea. Pentru că așa e la noi. Ăia care măresc sunt socialiști sau comuniști. Ceea ce este, desigur, o mare prostie. Creșterea cu 25% a salariilor. Toate pensiile vor fi cel puțin duble. Câștigul salarial mediu nominal brut a crescut la aproape 1000 de euro. PSD-ul a dat. PSD a crescut pensii și salarii, în principal pentru a păstra un electorat captiv. Repet și am tot zis-o, e un lucru bun și esențial ca salariile și pensiile să crească, să fie pusă presiune pe mediul privat pentru mărirea salariilor. E o prostie imensă care ni se vinde aia cu: domnule, trebuie să dăm salariile mai jos la stat, că au ajuns mai mari decât cele din privat. Nu, fraților, trebuie crescute cele din privat ca să fie mult mai mari decât cele de la stat. Sau altă prostie enormă, fluturată la fel de dreapta: productivitatea. Nu merităm salarii mai mari pentru că nu suntem productivi. Și fac aici o paranteză, nu vă țin mult. Am un tabel pe care aș vrea să-l vedem și să ne rămână, da? Iar când vreun prost vine și vă spune chestia asta cu salariile care-s mici pentru că nu suntem noi productivi, să-i dați cu tabelul ăsta în cap. Deci, muzică din filme, taram! Iată, salariații români au cea mai mare productivitate a muncii raportată la salarii din întreaga Uniune Europeană. Deci să nu mai plecăm pe fenta ziariștilor care slujesc mari corporații și interesele lor, certându-ne toată ziua că, vai, nu suntem productivi. Noi, românii, aici, în spațiul ăsta numit pe nedrept țară, muncim cel mai eficient pentru cei mai puțini bani din UE. Sursa acestui tabel este studiul FESINDEX, sectorul comerț în România, un bilanț după 3 decenii de transformări. Vă rog să mă scuzați, continuați. Bun, am închis paranteza, m-am aprins un pic, mă scuzați. Deci, suntem al dracului de productiv, noi românii, asta trebuie să știm, raportat la banii pe care îi câștigăm. Unde eram? Așa, la creșterile PSD-iste. Problema e, fraților, că aceste creșteri trebuie făcute odată cu investițiile de stat în școli, în spitale, în infrastructură, nu doar în catedrala cheltuirii banului și în licitații mânărite pentru partid. În mare parte, PSD a crescut, a mărit pentru a avea liniște, să-și rezolve ca partid alte probleme, cele penale în special. Ce mă, dă-i dracu de săraș, mă, le dăm niște bani și le închidem gura. Păi da, ne vedem de ale noastre, ce naibă? Dar PSD nu e de stânga, nu e nici de centru stânga, pentru că a lăsat sectorul de stat într-un mare rahat. Uitați-vă la școli, uitați-vă la spitale, uitați-vă la companiile de stat care sunt căpușate cu rude, curve, curvi și alte orătănii de prin ograda omului. I-a bulversat, i-a răscolit. PSD, așadar, este o imitație de stânga. Joacă pe fals pe stânga.
Oameni foarte bogați, plini de afaceri și murdari de icre negre pe la bot, plâng pe umărul săracilor și al pensionarilor. PSD este ca nechezolul, dar un nechezol care îți mai face și rău în timp. PSD e acum o caricatură, de-a dreptul o caricatură. Mă uit la titlurile din presă, noaptea cuțitelor nu știu de care, măcel în miez de noapte. Pe bune? Cu cine, mă, cu nea Marcel? Marcel Ciolacu. Unde ați văzut voi un măcel făcut de un Marcel? Cu Paul? Orlando, Paul, Marcel, pare mai degrabă o trupă de dance din anii 90. Și-or zice ei hienă, ghepard și bestia neagră, dar nu sunt nimic altceva decât Paul, Marcel și Orlando. Nu poate fi măcel în PSD pentru că nu mai are cine cu cine să se bată. Nu mai sunt cât să facă de două echipe, cum ar veni. Se joacă la o poartă, n-au doi portari, nu sunt destule cadavre pentru un măcel în toată regula. E o încercare disperată și pe alocuri grețoasă de a spăla mortul și de a-l vinde ca om viu, bun de muncă și plin de idei. Ar trebui să facem o analiză începând de la teritoriu. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne reformăm, trebuie să vină alături de noi foarte mulți tineri, un aer proaspăt. Îmi doresc foarte mult și s-a spus foarte mult de foarte mulți dintre colegi că trebuie făcut o analiză la centru, la nivel local. Și acum să vă explic și temerile mele, că nu de grija PSD sau de grija PNL mă freacă și nici pe dumneavoastră, cred, sper, că pe noi oamenii ne doare de noi și ne preocupă ce punem pe masă când ajungem rupți de muncă seara acasă. Acum n-aș vrea să văd că se spune: a, măririle de salarii și de pensii nu sunt bune, domne, pentru că răposatul PSD făcea măriri de-astea. El avea apucătura asta. Cum să vă zic, dacă Hitler bea apă, nu ne lăsăm acum de băut apă, da? Ceva inimaginabil. Și încă ceva, o întrebare pentru cei 30 de ani. PSD e nereformat, clar. Atât de nereformat că nu mai are oameni pe acolo după ce s-au dat toți șmecheri și dictatori în partid. Dar este vreun partid reformat? Nu vorbim aici de USR și Plus, de celelalte. Dar poate că întrebăm greșit. Poate că întrebarea e asta: există reforme ale partidelor? Nu știu, mă gândesc la PNC, mă gândesc la PDL, mă gândesc la PRM. Mă rog, PRM nici de reformat nu era, că acolo totul era greșit. Ah, să nu uit, ceva ultra, mega deranjant la PSD. Băi, băieți, voi de fiecare dată când veniți la putere o faceți de parcă urmează să rămâneți pentru totdeauna. Pe cuvânt, cu cățel, cu purcel, faceți copii, vă mulțiți, schimbați totul după chipul și asemănarea voastră. Și chiloții funcționarilor trebuie să aibă 3 trandafiri roșii, că altfel nu e treaba. Nu așa e democrația, mâncavași petalele voastre, nu așa funcționează. Iar asta e o treabă făcută și de PDL și de PNL, au luat chestia asta de la PSD când au fost la putere. Ciocul mic la ei, nu la noi, că suntem la putere acum. Dar stați, că noi dăm cu tămâie pe aici și acum vezi că începe să miște PSD-ul din nou. Ăsta-i de la care îți bate la ușă după 3 zile de la mormântare. Ce faci, mă? Ce e, mă, cu tine? Nu te-am acoperit bine? Te-ai dezvelit, a? Stai să-mi iau lopata. Hai înapoi. Ești un dușman strecurat.